primi o pedeapsă mult mai mică. Între timp, tatăl lui Vlad Pascu a făcut declarații șocante la Tribunalul București. El a dat vina pe jurnaliști pentru răul provocat familiilor victimelor despre care a refuzat să vorbească. Mihai Pascu a spus că refuză să vorbească despre studenții morți, spunând doar, citez, e un lucru tabu pentru mine, sunt morți în niște condiții anume. Pascu a făcut primele declarații după ce a fost încarcerat în urma tragediei din localitatea 2 Mai. Cu ocazia aceasta au fost și primele încercări de victimizare. Șoferul drogat care a ucis doi tineri cu mașina în stațiunea 2 Mai din județul Constanța spune că ar lua alte decizii în viață, dacă ar putea da timpul înapoi. Aș porni pe o altă cale cu totul și mi-aș face o altă viață, în sensul care ce-am făcut până acum. Pentru că știu că am făcut greșit și am primit niște timp, s-a întâmplat și tragedia asta cu acest oameni care nu au cum să se mai întoarcă în momentul de față, aș da orice ca să pot să dau timp înapoi să pot să fac lucrurile cu totul diferit. Eu știu cine sunt eu și știu că tot ce se televizează și așa nu e, îmi arată decât partea neagră a mea, nu arată nimic. După ce a șocat cu declarația sa conform căreia cei doi copii morți sunt un lucru tabu, Mihai Pascu, tatăl lui Vlad Pascu, are o altă declarație halucinantă. O condamnare a fiului său pe viață nu ar rezolva prea multe. Chiar dacă copilul tău ajunge, deci ca să, cum e cazul meu, ajunge în pușcărie, părintele sigur îi va fi alături. Indiferent că e copilul criminal în serie, credeți că dacă ar lua o pedeapsă pe viață sau foarte mare, da, ar reuși să împace acei părinți? Acesta a continuat să-și apere fiul. Eu consider că nu l-am crescut un vagabond. Este un copil ca toți cei de acum, da? Nu este un copil special, da? Toți se vor etala, deci, cu lucruri, dacă se poate, cât mai scumpe, da? Se vor posta, da, în fel de fel, da? Uite, un om cu lucruri bune, uite, a ieșit că a consumat, dar el a consumat atunci. Ăsta sunt din alea, deci au rămas de 2 săptămâni, 3 săptămâni, de lună. De când a venit în vizită la tine în Olanda, nu? Copii, vă iese și după 6 luni, da? Pățiți și a pățit Vlad, dacă luați. Încercările lui Vlad Pascu parcă au dat roade în ochii magistraților, spre disperarea familiilor îndoliate. Șoferul ucigaș va fi judecat pentru ucidere din culpă și nu pentru omor calificat, ceea ce înseamnă că va primi o pedeapsă mai mică. Codul penal prevede închisoare de la 1 la 5 ani pentru omor din culpă, față de 15-25 de ani pentru omor calificat. Un criminal periculos a reușit să fugă de sub escortă în această după-amiază, nu a fost prins nici după aproape 4 ore de căutări. Poliția a instalat filtre la toate ieșirile din capitală în județul Ilfov, în timp ce polițiștii sunt în alertă în toate județele limitrofe. Bărbatul a fost condamnat pentru crimă la 18 ani de închisoare după ce și-a ucis iubita. Criminalul are 34 de ani, ochi albaștri, 1,80 m înălțime. În momentul dispariției purta un tricou gri cu o inscripție albă pe piept. Poliția a publicat și imaginea tatuajelor pe care le are bărbatul. El a evadat când ieșea dintr-o clinică din zona Obor. Nu avea cătușe. Mergem acum în direct la Alexandra Dinu. Alexandra, ce se întâmplă? Bine v-am găsit, da, sunt filtre în tot sectorul 2 din capitală și de asemenea la ieșire din București, așa cum se întâmplă aici pe șoseaua Pantelimon. Și pentru că vorbim despre un criminal extrem de periculos, reamintim faptul că acesta a fost condamnat la 18 ani de închisoare cu executare după ce și-a ucis iubita, vedem și mascați, de asemenea a fost adus și un câine de urmă. Și este halucinant felul în care acesta a reușit să scape, a fost dus la această clinică privată împreună cu alți doi deținuți, erau poziții de 3 polițiști, a făcut investigațiile la această clinică, iar în momentul în care a ieșit însoțit de unul dintre polițiști, acest condamnat a reușit să se facă nevăzut. A fost dată și alerta, au fost trimise și semnalmentele, așa cum spuneai și tu, iar oamenii care îl văd și îl recunosc din fotografiile pe care le arătăm și noi în aceste momente pe ecran, s-au rugat să sună la 112 pentru ca acesta să fie prins de polițiști și dus înapoi în penitenciar.
Replică vecină cu insulta din partea șefului Consiliului Fiscal pentru ministrul Finanțelor. Pe scenă, la un eveniment cu public, cei doi au vorbit despre cum deficitul bugetar a luat o razna. În primele trei luni a urcat la 36 de miliarde de lei, adică 2,07% din PIB, aproape jumătate din cât ar trebui să fie deficitul în tot anul. Ca să se disculpe, Marcel Boloș a spus că au crescut investițiile. De aceea ar fi explodat deficitul. De lângă el, Daniel Dăianu i-a spus că este o nerozie. După primele trei luni din an, statul a cheltuit cu aproape 36 de miliarde de lei mai mult decât a încasat. Cu alte cuvinte, deficitul a sărit de 2% din produsul intern brut, în condițiile în care ținta pentru tot anul este de 5%. Cineva m-a întrebat dacă prin extrapolare deficitul bugetar va fi 2,1 ori 4, Doamne ferește. Marcel Boloș se apără, spunând că față de anul trecut, investițiile sunt de 2 ori mai mari. L-a mustrat însă dur șeful Consiliului Fiscal. Această teză că dacă ai investiții mari, investiții publice mari, deficitele nu contează. Iertați-mă, dar aceasta este o... Ia, nu vreau să fiu dur. E o nerozie. În plus, multe investiții făcute de stat sunt, de fapt, risipă. Statul și-ar putea restrânge cheltuielile și dacă ar reduce numărul angajaților din administrația publică. Consiliul Județean Bihor funcționează cu 85 de oameni astăzi. Aveam 190 plus încă vreo 90 prin niște ONG-uri afiliate. Nu s-a întâmplat nimic, nu s-a surpat Consiliul Județean. Dimpotrivă, volumul de investiții este mult mai mare. Economiștii se tem că vom ajunge să plătim anul viitor toți taxa prin inflație, adică majorarea TVA. Sper să nu ajungem în situația să plătim toți, dar nu în mod egal, să ne înțelegem, să plătim prin inflația taxa prin inflație. Taxa prin inflație, că se poate, e o măsură extremă dacă ajungi să umbli la TVA din nou, să crești TVA-ul, lovește în cei mai nevoiași, cei care au bani mulți, nu se sinchisesc. Însă cei care au bani puțin, venituri modeste, ei simt la raft. Există un război și va fi un război distribuțional, pentru că toți ar vrea să-și vadă veniturile neatinse. Ministrul Finanțelor refuză însă să dea detalii despre ce ne așteaptă anul viitor. Este prematur să ne hazardăm în a spune ce tip de măsură și ce componentă de politică fiscală avem în vedere. A dat câteva indicii premierul Marcel Ciolacu. O să vin cu o reformă și cu un sistem de deduceri la venituri. Ceva sustenabil și ceva exact cum este în țările dezvoltate. România a depășit momentul amatorismului. Țările la care se referă premierul au, pe lângă deduceri și impozit progresiv, o idee care a socialdemocrații dau târcoale de câțiva ani. Ministrul Sănătății îl contrazice pe Marcel Ciolacu. Nu, aspirina nu este compensată. Premierul se arăta revoltat ieri că unii români nu și-au doar concediu medical pentru tuse și junghi. În plus, mai au și medicamente compensate și dădea exemplul aspirinei. Dacă doriți ca să dau venituri mai mari celui care cu voie sau fără voia sa a răcit și stă 5 zile acasă, nu am să o fac. Dar eu știu că aspirina este, nu e pe lista de compensate. Da? Adică să dau și medicamente compensate, să pentru tuse și junghi, să plătesc absolut tot, să suport eu statul român la această dimensiune de 6 miliarde pe an concedii medicale, nu am să o fac. Nu este decontată aspirina, e un OTC, adică un medicament care se eliberează fără prescripție. Asta nu înseamnă că, mă rog, domnul prim-ministru nu e specializat în decontarea medicamentelor, deci medicamente compensate și gratuite. Ideea a fost că sunt medicamente banale care sunt compensate, nu neapărat aspirina. Sigur că e un efort important din punct de vedere bugetar. Medicamentele compensate și gratuite au crescut foarte mult ca și valoare în ultimii ani, cred că se apropie de 2 miliarde de euro. După toate probabilitățile, majoritatea parlamentarilor au căzut în patima jocurilor de noroc. Altfel nu se poate explica de ce au îndulcit masiv legea care limita extinderea stabilimentelor de pierdut timp și averi. Până la urmă, păcănelele și doar ele
nu și pariurile, vor fi interzise în localitățile mici, cu mai puțin de 15.000 de locuitori. În doar 30 de minute, un proiect care zăcea de mai mult timp în Parlament a fost adoptat spre revolta opoziției. Interziceți păcănelele doar în localitățile cu mai puțin de 15.000 de locuitori? E praf în ochi și știți foarte bine asta. V-ați bătut joc de Parlamentul ăsta așa cum nici Dragnea nu a făcut-o. N-am văzut în comisia nici pe vremea lui Ciordache așa ceva, bătaie de joc în care să nu permiți opoziției să dezbată amendamente. Întreb de ce astăzi sunteți atât de supărați. Există două explicații, două potențiale explicații. Una, că vă sponsorizează și că v-au cerut să blocați legea astăzi în Parlament. Nu v-am spus cu o săptămână înainte că vrem să facem legea asta, că v-ați fi dat foc prin Parlament ca să ne blocați și nu v-am permis asta. V-am lăsat doar cu scandalul de astăzi. Păcănelele sunt interzise în localitățile care au sub 15.000 de locuitori. De asemenea, dimensiunea panourilor publicitare în exterior, inclusiv pentru site-urile care găzduiesc platforme de jocuri de noroc, este redusă la 35 de metri pătrați, iar operatorii economici care nu vor respecta regulile vor avea sancțiuni între 150.000 și 200.000 de lei. Coaliția spune că este doar un prim pas și că ulterior vor veni cu măsuri mai dure. Momentan așteaptă să vadă reacția industriei. Cât de aproape este prea aproape de mașina din față în trafic? Polițiștii bagă mâna în foc că dacă șoferii ar păstra o distanță mai mare între mașini, mai ales pe drumurile de mare viteză, s-ar produce mai puține accidente. Ei propun un nou semn de circulație și marcaje speciale care să-i ajute pe șoferii în mers, să înțeleagă rapid dacă e cazul să stea mai departe de mașina din față. Multe dintre aceste tragedii ar fi putut fi evitate dacă șoferii ar fi păstrat distanța de siguranță între mașini. Pentru a preveni astfel de incidente, Ministerul de Interne a propus introducerea unui nou indicator rutier. În viitor, pe autostrăzi vor fi montate indicatoare care arată distanța sigură de frânare recomandată de 72 de metri. Are drept rol conștientizarea importanței respectării acestei reguli de circulație, având în vedere că aceste categorii de mare viteză, cele mai frecvente, cele mai multe accidente rutiere se produc pe fondul nerespectării acestei reguli de circulație. În prezent, există o sancțiune pentru nerespectarea distanței de siguranță, însă aceasta se aplică doar în cazul în care accidentul deja s-a produs. Această lege se transpune pentru cei care ne urmăresc în regula celor 2 secunde. Se presupune că în cele 2 secunde, sunt cele 2 secunde, un conducător auto este în stare, din momentul în care vede pericolul, procesează, primește informația și aplică, este în stare să evite această situație periculoasă. Distanța cea mai sigură este a fi de 50 de metri. De ce? Pentru că în această distanță de 50 de metri pe care tu o parcurs, se spune că un conducător auto poate să evite accidentul. Unii șoferi au fost puși în încurcătură de noul semn rutier. Ce credeți că înseamnă? Ce înseamnă? Să mergi înainte? Nu știu. 2 săgeți. Nu știu, domnișoară. Să păstrezi distanța, nu? Câtă distanță? Păi, de 2 săgeți. Să păstrăm distanța față de mașina din față. Cât? 25 de metri, 50 de metri minim ar trebui pentru siguranță, pentru că se întâmplă foarte multe probleme în trafic, da? Și trebuie să facem ceva așa pentru că să-i protejăm și pe ceilalți. Mulțumesc. Să fiți mai responsabili și fără droguri la volan. În 2023 au fost 290 de accidente pe autostrăzi, 120 dintre ele având drept cauză principală nerespectarea distanței între autoturisme. Mai puține mașini electrice noi pe străzile din România din cauza că subvenția Rabla Plus a scăzut la jumătate. Vânzările din martie, luna când a pornit programul de înnoire a parcului auto în 2024, au scăzut cu o treime. Dealerii auto spun că au avut clienți care s-au răzgândit pe ultima sută de metri
și au cerut tot o mașină clasică. Românii nu s-au mai înghesuit anul acesta să-și cumpere mașini electrice prin programul Rabla Plus. Din cei 420 de milioane de lei, bani acordați atât pentru mașinile full electric cât și hybrid plug-in, s-au cheltuit doar 30 de milioane de lei, adică mai puțin de 10% din buget. Anul trecut am avut în Rabla Plus la hybrid am 31 de autovehicule vândute, iar acum, într-o sesiune, cei drept, nu două ca anul trecut, unul singur. Autovehicule electrice, doar un autovehicul vândut acum, față de 7 anul trecut. E o scădere colosală. Interesul scăzut a fost din cauza subvenției mult mai mici din acest an. Dacă în edițiile precedente statul oferea chiar și 11.000 de euro pentru electrică, anul acesta a dat doar 5.000 de euro. Au fost clienți care erau interesați de autovehicule hibrid prin Rabla Plus, dat fiind faptul că prima de casare, să-i spunem așa, este mai mică decât la Rabla Classic. Evident că au ales varianta cea mai avantajoasă. Nu mai este convenabil acum, vă mulțumesc. Păi, fiind plafonul atât de mic. Modificările programului au afectat și vânzările de mașini verzi. În luna martie s-au înmatriculat doar 660 de autoturisme electrice, cu 36% mai puține decât anul trecut, arată cele mai recente date APIA. Impactul a avut asupra cumpărătorului odată cu scăderea suportului oferit prin Rabla Plus, a influențat această valoare. Motivele economice cu care ne-am confruntat anul trecut și începutul acestui an, cu siguranță și acestea au afectat. Vorbim de creșterea dobânzilor de referință, vorbim de o inflație. Rabla Plus e un program care nu s-a terminat, el are o finanțare continuă și cred că e de vreme, la atât de puțin timp după lansarea acestuia, să-l etichetăm ca fiind un program care nu și-a atins scopul. Vă gândiți totuși să mai majorați puțin la Rabla Plus valoarea voucherului? Luați în calcul? E prematur să discutăm despre ceea ce se va întâmpla la anul. Trebuie să trecem printr-un proces electoral. Vom vedea cine va guverna. O nouă sesiune a programului Rabla Plus ar urma să înceapă în toamnă, atunci când statul vrea să pună la bătaie un buget de 180 de milioane de lei. Un pont mai puțin cunoscut, acum că mai sunt 3 săptămâni până la Paști. Dacă vreți carne de miel, ar fi bine să cumpărați carcasa cu tot cu cap. Așa puteți fi siguri că puneți în farfurie chiar miel și evitați riscul intoxicațiilor. Acest crescător din Bihor are până la 1000 de miei pe care este pregătit să-i sacrifice sau să-i exporte în țările arabe. Spune că vor avea între 10 și 30 de kilograme de paște, iar prețurile sunt de la 25 de lei kilogramul în viu până la 45 de lei carcasa. Omul, dacă vrea să-l ducă acasă viu și îl duce acasă și îl sacrifică acasă, dacă nu, îl sacrificăm noi. Poveștile cu riscurile, eu aș zice că mai mari riscuri ar putea fi în magazine unde scrie carne de miel și el e carne de cârlandu, un an, doi, trei. Adică un berbec care nu are nici pe departe carnea fragedă a unui miel. Pentru a afla vârsta, crescătorii ne oferă un sfat prețios legat de dantura animalului. Vedeți, ăsta e miel. Are dinți de lapte, mici, mărunți. Când aici are 2 lați mari, deja-i cârlan. Direcțiile sanitar-veterinare vin și ele cu o serie de recomandări ca să evităm toxi-infecțiile alimentare. Una dintre recomandările care însă dă fior consumatorilor este aceea de a cumpăra carcasa de miel însoțită de cap, asta pentru a evita substituirile cu alte specii carnivore. Miei să fie însoțiți de care merg la abator, trebuie să fie însoțiți de certificate sanitare-veterinare, de document privind lanțul alimentar și să fie transportați cu mijloace autorizate sanitar-veterinar. Ar trebui să evite cumpărarea unui miel de pe marginea drumului, așa cum știm că se mai întâmplă uneori? Eu cred că sunt perioade care au fost în trecut. Miei trebuie achiziționați doar din unități autorizate sanitar-veterinar.
Bucătarii au însă câteva recomandări pentru cei care prepară friptura acasă. Ca și mod de gătire, ar trebui ținut într-un bite de vin roșu, usturoi, dafin, diverse condimente, usturoi, da, am spus asta, cel puțin 24 de ore, după care luăm friptura, punem în tavă, foaie de copt, la cuptor, la 120-130 de grade, timp de 4 ore. Mielul va ajunge și în marile magazine și în carmangerii începând de săptămâna viitoare. Deficitul bugetar a explodat, cheltuielile din bani publici ar trebui temperate, dar primarilor nici că le pasă. Vin alegeri. Sunt la mare modă târgurile de Paști, chit că aceasta este o sărbătoare care se face eminamente acasă, cu familia. Nu-i nimic, orașele se umplu cu decorațiuni kitsch, despre care primarii cred că sigur le vor aduce niște voturi în plus. Albă ca zăpada și cei șapte pitici este tematica din acest an a târgului de Paște organizat în Craiova. În parcul Nicolae Romanescu au fost montate 10 de căsuțe destinate comercianților din toată țara care vor vinde în cadrul târgului produse tradiționale, dulciuri sau suveniruri handmade. Avem și rata gigant de la târgul de Crăciun, dar și un roller coaster. Sunt multe alte elemente de decor, unele refolosite de anul trecut. Foarte, foarte drăguț. Deci eu sunt foarte impresionată. Noi suntem străini afară, dar sincer ne întoarcem cu aceeași mare plăcere aici. Mi se pare că sunt în mic Disneyland. Arată foarte frumos. Suntem impresionați de cum au amenajat parcul. E superb. E de o frumusețe. Eu am umblat mult prin Europa și n-am văzut așa ceva, adică la acest nivel. Târgul de Paște își va deschide porțile în 19 aprilie și va dura până în 12 mai, în plină campanie electorală. Pentru ediția din acest an, autoritățile au folosit exclusiv decorațiuni din anii trecuți sau decorațiuni folosite la târgurile de Crăciun din oraș. Totodată în parc au fost aduse o roată panoramică și un roller coaster. Și în județul Sibiu, autoritățile se pregătesc intens de Paște. În Șura Mare, primăria a cheltuit din bugetul local 88.000 de lei pentru 40 de statuete. Figurinele acestea, cât și toate celelalte, sunt foarte ușoare, sunt manevrabile, iar montarea lor și tot ceea ce presupune instalarea lor pe stâlp se poate face într-un mod foarte simplu și fără bani. Este magia Crăciunului, a sărbătorilor, este ceva ieșit din comun. Ne dau atâta dragoste. Inocența copiilor ne aduc aminte de ce este cel mai frumos. Puteau să coste și mai mult, că comuna ca noastră nu există, să știți. Foarte frumos amplasate în această comună, iar prețul lor nu mi se pare deloc mare, având în vedere că și eu sunt un împotimit al ornamentelor și al ornatului. Cei 40 de îngerași care pot fi folosiți atât în preajma sărbătorilor de iarnă, cât și pentru sărbătorile pascale sau alte sărbători din cursul anului. Sunt niște produse care sunt fabricate în Spania, sunt niște produse de o altă calitate pe o ramă de aluminiu și cu un sistem de iluminat foarte, foarte profesional. În Lupeni, județul Hunedoara, două parcuri au fost împodobite cu ornamente de Paște. Eu cred că e foarte bine ce a făcut pentru copii, cel puțin știm că vine Paștele. S-ar putea să facă și altceva cu banii. De-a lungul timpului am reușit să achiziționăm câteva astfel de obiecte pentru sărbătorile pascale sau pentru alte evenimente care mai apar în comunitatea noastră. M-am și închiriat câteva astfel de figurini. Suma care m-a fost dată celui care ne-a închiriat a fost de 42.000 de lei plus TVA, ceva de genul acesta, dar să știți că bucuria este una foarte mare. În tot acest timp, capitala rămâne fără un târg de Paște. Primarul Nicu Șordan a încercat să suplimenteze bugetul cu 1,5 milioane de lei, astfel încât târgul de Paște să poată fi organizat în parcul Herăstrău, doar că în Consiliul General al Municipiului București, propunerea de rectificare bugetară a fost respinsă. Contracte cu dedicație din bani publici pentru apropiații lui Cristian Popescu Piedone. După ce și-a angajat nepoții la primărie, dealul sectorului 5 a atribuit un contract de 40 de milioane de euro pentru firma unui apropiat de-al său, membru de partid, dezvăluie G4 Media. Ar fi vorba despre servicii de pază în sectorul 5. Anunțul a fost publicat la sfârșitul anului trecut, direct pe site-ul primăriei sectorului 5, deși la licitație s-au înscris 3 firme de specialitate, câștigătoarea a fost o firmă a unui apropiat de-al lui Cristian Popescu Piedone. Este vorba despre Ionel Tucmuruz,
un fost polițist condamnat penal și unul dintre liderii Partidului Umanist Social Liberal. Comisia care s-a ocupat de verificarea firmelor a declarat că celelalte companii care s-au înscris nu au respectat cerințele. Atribuirea contractului s-a făcut cu semnătura unei angajate din primărie, care este și ea membră în PUSL. Colega lui Piedone, Digi24, i-a cerut o reacție lui Cristian Popescu Piedone, însă nu a oferit niciun răspuns până la această oră. Stadioane europene de fotbal sunt ținta amenințărilor ISIS. Este vorba despre cele pe care se vor disputa astăzi și mâine sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Teroriștii au cerut ca pe arenele respective să fie comise masacre, așa cum au vrut să facă în 2015 la Paris. De altfel, capitala Franței este una dintre țintele de acum, alături de Madrid și Londra, orașe în care sute de mii de oameni vor umple stadioanele ca să-și încurajeze favoriții. Nous avons vu une communication de l'État islamique en effet qui vise particulièrement les stades. Pour ce qui concerne le match qui aura lieu en région parisienne, le préfet de police a renforcé considérablement les moyens de sécurité. Parisul a intrat în alertă după amenințarea venită de la gruparea Stat Islamic. Toată lumea își amintește de ceea ce s-a întâmplat în noiembrie 2015, când teroriștii aceleiași grupări s-au aruncat în aer lângă Stade de France, așa că au fost luate măsuri draconice, în special în jurul arenei Parc de Prince, casa starurilor de la PSG. ¿Quién de esta sala no está preocupado, que espero se pueda controlar y que sean simplemente amenazas y no acabe nada desastroso? Claro que preocupa. Il y a des menaces de l'État islamique qui concernent le monde entier. Je crois que depuis le début de l'année, nous avons déjoué deux attentats et que nous avons interpellé cinq individus dans trois affaires différentes depuis 15 jours. Parc de Prince este unul dintre stadioanele europene luate în vizor de teroriștii ISIS. Emirates din Londra, Santiago Bernabeu și Metropolitan din Madrid sunt celelalte trei. Arene cu o capacitate de peste un sfert de milion de spectatori. Deloc de mirare așadar că și în aceste capitale au fost înăsprite măsurile de securitate. Vamos a realizar un despliegue de seguridad extraordinario. Esto implica pues, un incremento de los recursos policiales, tanto de Poliția Națională, cum de Guardia Civil. Nivelul de alertă este în prezent la 4 din 5 în Spania. Sub alertă maximă de securitate este și Italia, după atacul terorist de la Moscova. De altfel, teroriștii islamiști par să fi luat din nou în vizor Europa, mai ales după declanșarea războiului Israelului împotriva organizației Hamas. Se observă și o schimbare de strategie. Ținta amenințărilor teroriste pare a fi mai nou evenimentele sportive, care adună la oaltă 10.000 de oameni. Avertisment șocant al șefului diplomației europene este o declarație cum nu s-a mai văzut. Un război de amploare în Europa nu mai este o fantezie, spune Josep Borrell. Oficialul recunoaște că pericolul nu este iminent, dar este la orizont, mai ales dacă Ucraina pică în mâinile Rusiei. We imagine that trade was a good tool has proved to be wrong when dealing with a dictator. This policy became a threat for us because we have become more dependent on Russian energy, and we learned that in that interdependency goes both sides, and at the end dependencies can become a challenge or a weakness. And we imagine to be in a world with a ring of friends after the fall of Berlin Wall, and it's being replaced by a ring of fires among us, of instability, from the Sahel to the Middle East to the Caucasus to the Baltics, not to look deeper into Africa, a ring of fires around us. Este 9 aprilie, mai sunt exact 2 luni până la alegerile locale și europarlamentare și Digi24 vă prezintă în această seară rezultatele unui sondaj exclusiv Digi24, un sondaj care se referă la preferințele bucureștenilor în privința candidaților pentru primăria generală, dar și în privința candidaturilor, listelor pe care partidele le propun pentru Consiliul General al Capitalei. Am invitat-o în studio pe Liliana Ruse, realizator Briefing. Bună seara, Lili, spre deosebire de telespectatorii noștri care vor vedea cifrele imediat după o scurtă pauză. Tu le-ai văzut.
Există vreo surpriză? Există vreo schimbare față de sondajele pe care le-am mai văzut? Există, sunt surprize mari, de aceea trebuie să rămâneți cu noi să le vedeți. Și este foarte relevant acest sondaj, pentru că deja avem cristalizate opțiunile alegătorilor, pentru că avem deja 3 candidați în acțiune. E foarte interesant, e o schimbare totală de situație, repet, în clasamentul candidaților, pentru că știm deja candidaturile și au început acțiunile electorale. Ne dă o dimensiune, aceste procente ne vor da o dimensiune a felului în care alegătorii rezonează la mesajele pe care cei 3 principali candidați le transmit în acest moment. De asemenea, avem și un indiciu despre ce înseamnă alianța PNL-PSD la nivel politic. Vom arăta datele pentru Consiliul Local, pentru Consiliul General al Municipiului București. Un indicator extrem de important pentru cât de percutantă este această alianță și cât de mult a convins în capitala României necesitatea acestui proiect. După pauză, intrăm în detalii, ne uităm la cifre, rămâneți cu noi! Sondaj în exclusivitate realizat de Atlas Intel pentru Digi24 despre intențiile de vot ale bucureștenilor. Este vorba despre intențiile de vot pentru Consiliul General și intențiile de vot pentru candidații la primăria capitalei. Îi vedem aici pe principalii 3 candidați, Nicu Șordan, Cătălin Cârstoiu, Cristian Popescu Piedone. Care dintre ei să fie? Liliana Ruse, jurnalist Digi24, realizator briefing în studio. Începem, Liliana, evident, cu intențiile pentru Consiliul General, lăsând intențiile pentru primari ceva mai încolo, sau pentru primar, că va fi unul singur. Haideți să vedem cum au ieșit cifrele. Deci, întrebarea a fost, dacă duminica viitoare vor fi alegeri, pe cine ați vota pentru Consiliul General al Municipiului București? Și o precizare importantă, Lili, aici este vorba despre toți cei care au răspuns interviurilor, nu despre cei care au spus că sigur vor merge să voteze. Da, în cazul celei de-a doua planșe, aceasta cu cei care merg la vot, se modifică un pic procentele, în speț mai cresc foarte puțin, dar ordinea rămâne aceeași. Și ne interesează foarte tare primul procent. PSD-PNL avem 36% în condițiile în care această alianță ar fi trebuit, măcar la nivel teoretic, la 50, să obțină o majoritate. 36%, cred că este 38% din cei care merg sigur la vot, 38% vor vota cu alianța PSD-PNL. Asta înseamnă că viitorul primar, dacă va fi de la această alianță, nu va avea majoritate. Uh-huh. E un prim punct și este foarte important. De asemenea, un procent bunicel aș spune pentru alianța Dreptei, 29,5, însă, în general, în marile orașe este concentrat electoratul acestei alianțe formate din USR, Forța Dreptei și PMP. AUR, 8,4, un procent mic, și o să avem explicația de ce, când o să vedem intenția de vot pentru primar și pentru candidatul AUR. Candidatul AUR. De asemenea, atenție mare, 5,7 PUSL este partidul lui Cristian Popescu Piedone, un partid care practic nu există. Este pur și simplu un partid care s-a lipit de un candidat. De ce nu reușește Piedone să tragă acest partid după el? Este foarte mult, Cosmin. 5,7% pentru este un necunoscut? Pentru un partid care practic nu există, pentru că nu există acest partid, s-a numit de-a lungul timpului Partidul Umanist, Partidul Social Umanist, a mai fost cândva la guvernare în timpul mandatelor lui Traian Băsescu, dar 5,7 îi garantează acestui partid intrarea în Consiliul Local al Bucureștilor. Și în condițiile în care nu ai o majoritate clară, fiecare dintre aceste partide devin importante, pentru că ele pot forma majorități. Mai jos avem SOS România 2,5 și 2,4 Reper. Este partidul lui Dacian Cioloș, partid care n-a vrut să intre în această alianță a Dreptei din pricina conflictelor personale între Cioloș și liderii USR, și atunci este 2,4% pentru Reper. Bucureștii erau principala pepinieră de voturi. Faptul că pe vot politic au doar 2,4% arată clar un eșec al partidului lui Cioloș. Încă o dată le spunem telespectatorilor noștri că cifrele pentru intenția de vot în privința primarului vor veni imediat. Până atunci,
Facem scenarii în legătură cu ce fel de majorități ar putea să-l susțină pe unul dintre, candidați, pe cel care va ieși primar. Va fi complicat. Va fi complicat și pentru PSD-PNL, va fi complicat și pentru Dreapta Unită. Va fi complicat, pentru, exact cum ai spus, pentru fiecare dintre primii doi clasați, pentru că la ei ne uităm, vor fi nevoiți, în cazul PSD-PNL, există teoretic, măcar teoretic, o posibilitate, o probabilitate mai mare de a reuși să facă alianțe, pentru că salaria și cu AUR și cu PUSL. Însă pentru Dreapta Unită lucrurile nu stau foarte bine. Nu se poate alia decât cu ce rezultă din Partidul Național Liberal, din consilierii care vor fi aleși, deși pe liste comune, vor fi liberali. Și atunci să încerce cumva Dreapta Unită, în ipoteza în care are primarul și un primar va vrea majoritatea, să ia de la PNL, însă tot nu e suficient. Vorbim de 50%, trebuie o majoritate de 50% plus 1. Foarte important procentul pentru PSD și PNL și un semnal de alarmă care ar trebui să-i pună pe gânduri serios pe liderii celor două partide. Să ne amintim că această alianță ne-a fost vândută, ca să spun așa, ca fiind principala forță politică a țării, în jurul căreia stă stabilitatea României, predictibilitatea, până la urmă viitorul nostru al tuturor. Doar 36% dintre bucureșteni sunt convinși că această alianță ar trebui să guverneze capitala. Putem, cu o probabilitate destul de mare în acest moment, pentru că ce vedem aici este votul politic. Votul politic, intenția de vot pentru partide. Este foarte relevant, întotdeauna a fost așa la Consiliul General, dacă în cazul candidaților votul este influențat de carisma celor candidaților, de data aceasta este vot politic. Ori faptul că această alianță nu reușește majoritatea, doar 36%, e un semnal de alarmă foarte serios. Liderii celor două partide și-au propus, ne-au și spus asta, un scor de 50%, peste 50% la europarlamentare. Unii dintre ei, mai cu jumătate de gură, spun că același obiectiv ar trebui să existe și la Consiliul General al Municipiului București, dar aici nu se aruncă. Nu se aruncă tocmai pentru că probabil au propriile simulări, știu din propriile cifre că nu stau bine deloc. Acest procent de 36% ne dă o dimensiune și a performanței candidatului celor două partide. Nu vom spune încă procentele, le vom anunța mai târziu, însă în momentul în care ai aici 36%, e clar că și candidatul tău are o problemă. Faptul că PSD și PNL, această alianță, cele două partide se feresc să spună că vor majoritatea în București, e un indiciu pentru faptul că ei, de fapt și de drept, nu se așteaptă la mare lucru din aceste alegeri. Și aici, iarăși, ca o consecință, candidatul lor ar putea să realizeze că, de fapt și de drept, are în spate două partide care nu trag cu adevărat pentru victoria sa. Nu trag nici partidele, nu reușește candidatul să tragă cele două partide. Construcția pentru bucureșteni, spui că pare că nu e convingătoare. Mai e timp? Mai sunt două luni. Se fac minuni în două luni? Depinde foarte tare de prezența la vot. Va conta enorm prezența la vot, pentru că o prezență mare dă peste cap toate calculele. Și va conta și tipul de campanie pe care îl fac candidații. Avem ceva indicii. Merg cam piano, nu? E o campanie electorală foarte, foarte ciudată și o să o vedem reflectată în scorurile candidaților. Însă, în cazul unei campanii electorale bune, pentru, să spunem, doctorul Cârstoiu, care este candidatul alianței PSD-PNL, s-ar putea ca procentele să se miște în sus. În cazul lui Nicușor Dan. Nicușor Dan are de adus înapoi electoratul pe care l-a pierdut în acești 4 ani. Pentru că și el se adresează unui bazin până la urmă limitat, să ne uităm că această alianță a dreptei are 30% în București. Ne putem aștepta ca și scorul lui Nicușor Dan să meargă ca maximum în această zonă. Însă problema rămâne cea mai mare la candidatul PSD-PNL și la candidatul Cristian Popescu Piedone. Cel care dă de fapt și de drept peste cap toate calculele pe care și le-au făcut liderii PSD și PNL. Pentru că vom vedea ulterior de unde ia voturi și cine are de suferit cel mai tare din candidatura asta. Ca să-i tentăm pe telespectatorii noștri, să le spunem că în privința ierarhiei candidaților pentru Primăria Generală a Capitalei, asistăm la o schimbare în această ierarhie. După o scurtă pauză, vedem cum stau Nicușor Dan, Cătălin Cârstoiu, Cristian Popescu Piedone, Mihai Nache. Știți sondajele de opinie
reprezintă o fotografie a momentului. Mai sunt 2 luni până la alegeri. Cum stau candidații acum? După pauză rămâneți cu noi. Chiar și barbarii dau năvală să încerce noul cooler cu aromă tropicală de ananas și guava. Irezistibil de răcoritor și delicios. Ia o pauză tropicală cu noul cooler ananas și guava. Cel mai bun spital este aproape de casă. Compania Națională de Investiții derulează peste 70 de proiecte în domeniul sanitar. Au loc reparații capitale la spitale, modernizări, consolidări și dotări cu echipamente în toate județele României. La Segarcea, o clădire de patrimoniu și-a recăpătat strălucirea și destinația. Ambulatoriu al Spitalului Orășenesc. CNI sprijină actul medical de calitate în toate colțurile țării. Proiectele CNI sunt finanțate de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. Familia mea iubește călătoriile. Iar eu iubesc momentele în care se întorc cu toți acasă. Toffee Fee combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Hai să vorbim unul la unul despre cum face scapadele pe 4 roți posibile. Ai credit de nevoi personale pe loc în orice agenție cu dobândă de la 6,75%. Banking 1 la 1. Raiffeisen Bank. Suntem Dallmayr. Facem cafea. Nu orice cafea, ci cafeaua perfectă. Creăm plăcere pură, cu pasiune, cu oameni dedicați și cu mare atenție la detalii. Facem cafea specială. Ieri, mâine și azi. Dallmayr. Unic în fiecare zi. Întâmpină Paștele la Profi. Acum ai castraveți grădina bunicii în oțet 690 de grame la doar 5,49 lei. Cu stația Philips seria 9000 calci mai ușor decât cu fierul tău. Camera încorporată recunoaște materialele ajustând automat temperatura și aburul pentru rezultate excelente întotdeauna. Calcă fără griji cu stația Philips seria 9000. Philips. Noile voastre pătrățele preferate, acum și mai speciale, cu o nouă rețetă. Shogeten, o adevărată plăcere, bucată cu bucată. Simptomele precum atacurile de foame, starea de somnolență după masă sau chiar fluctuațiile de energie pot fi cauzate de oscilația nivelului de zahăr din sânge. Grație ingredientelor sale, Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Glucopil este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Dă volumul la maxim și bucură-te de Fruity Fresh! Savurează dansul aromelor pe gustul tău! Simte ritmul fresh al muzicii și descoperă cele mai tari combinații fructate ce îți vor încânta simțurile. Fruity Fresh! Sună bine! Divizia aeroportată a adus în România și celebrele elicoptere Black Hawk. Este un loc absolut uriaș, este greu de descris în cuvinte. Fuga soldaților ruși a iritat profund Moscova. Așa creăm noi detaliile. Imaginează-ți cum este să conduci această mașină. Mazda 3. Crafted in Japan. E, uite așa te-a prins surprindere și mucegaiul dacă nu dai cu supervai și în dormitor. E, și dacă muream acum? Oscar Supervise cu efect anti-mucegai. Îl iei acum, îți mulțumești mai târziu. A, dar merge toate așa ușor ca ING personal ar fi de-a dreptul ideal. Ai creditul de nevoi personale la degetul mare. Ia-ți ING personal din Homebank și cu banii pe loc.
Cel mai bun spital este aproape de casă. Compania Națională de Investiții derulează peste 70 de proiecte în domeniul sanitar. Au loc reparații capitale la spitale, modernizări, consolidări și dotări cu echipamente în toate județele României. La Segarcea, o clădire de patrimoniu și-a recăpătat strălucirea și destinația. Ambulatoriu al Spitalului Orășenesc. CNI sprijină actul medical de calitate în toate colțurile țării. Proiectele CNI sunt finanțate de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. Chiar și soțul meu a observat. Vecina mea m-a întrebat dacă țin o dietă specială, iar eu doar am grijă de ficatul meu, dar într-un mod smart, cu Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută la menținerea unei greutăți corporale optime. Slaboficat Slim, pentru ficat și silueta. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Consultați medicul înainte de a urma dieta. Noile voastre pătrățele preferate, acum și mai speciale, cu o nouă rețetă. Shogeten, o adevărată plăcere, bucată cu bucată. Nu rata ofertele de Green Days la JISC. Reducere de până la 70% la perne selectate. Reducere de până la 60% la scaune de dining selectate. Sau reducere de până la 70% la perdele selectate. Și ține minte, oferim prețuri de nerefuzat. JISC. Scandinavian Sleeping and Living. Pasajul Europa Unită. Patru benzi de circulație pentru ca oamenii din cele patru zări ale Bucureștiului să ajungă mai ușor la școlile copiilor și la locurile lor de muncă. Pasajul Europa Unită. Un reper arhitectonic european. Pasajul Europa Unită din sectorul 4. O punte către Europa de mâine. Viața sub același acoperiș va fi altfel peste 60 de ani. Acoperișul nu. Bilca rezistă indiferent de vremuri și de vreme. Combat rapid durerile de cap cu antinevralgic forte grație puterii triple a celor trei substanțe active. Antinevralgic forte. Tratamentul rapid pentru durerea de cap. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Bun găsit, urmează o noapte cu cer senin în mare parte din țară. Ploile vor lipsi și doar vântul va avea intensificări în sudul Banatului. Temperaturile vor porni de la 0 grade Celsius în depresiuni și vor ajunge până la 16 grade prin vest. Foarte cald pentru această perioadă va fi și în zilele următoare. Maxima va atinge frecvent 29 de grade Celsius. Însă revin ploile, vineri vor fi perioade cu furtuni la munte și în sud-est, iar sâmbătă va ploua în majoritatea zonelor. Nopțile vor fi reci în depresiuni, în schimb în zonele de câmpie se vor depăși 10 grade Celsius. Cerul va fi variabil până vineri, apoi local va ploua. La munte se vor atinge 21 de grade Celsius mâine, dar vor fi și ceva ploi de scurtă durată. Apoi vremea va deveni instabilă, vor fi averse, vânt puternic și cantități de apă de peste 20 de litri pe metru pătrat. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24. Care este preferatul bucureștenilor dintre candidații pentru primăria capitalei? Nicu Șordan, Cătălin Cârstoiu, Cristian Popescu Piedone. Care dintre ei este preferatul bucureștenilor? Deci, rezultatul unui sondaj Atlas Intel pentru Digi24, realizat între 5 și 8 aprilie, astăzi e 9 aprilie, mai sunt exact 2 luni până la alegeri și știm care este situația la fotografie. Care este în acest moment intenția de vot a bucureștenilor în privința primăriei generale a capitalei și vedem imediat care sunt cifrele. Vor apărea aici, în stânga mea, Nicu Șordan, Cristian Popescu Piedone, Cătălin Cârstoiu. Aceasta este ordinea. Nicu Șordan 37,1%, Cristian Popescu Piedone 30%, Cătălin Cârstoiu 17,4%, Mihai Enache 4,9%. Trebuie să vă spunem că acestea sunt cifrele atunci când cei care au răspuns acestui interviu, acestor chestionare, nu au precizat dacă vor merge sigur la urne sau nu, ci din totalul celor care au răspuns. În cazul în care
cifrele sunt calculate la mulțimea celor care spun că în mod sigur vor merge la urne, ele sunt un pic mai mari, pentru că mulțimea la care se raportează este mai mică. Nicușor Dan, candidat independent susținut de Alianța Dreapta Unită, încă o dată 37,1%. Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL, 30%. Cătălin Cârstoiu, candidat independent susținut de Alianța PSD-PNL, 17,4%. Și Mihai Enache, candidatul AUR, 4,9%. Este un sondaj Atlas Intel pentru Digi24, realizat între 5 și 8 aprilie, pe un eșantion de 1092 de persoane și are o marjă de eroare de plus-minus 3%. Colegii vă vor ajuta și cu fișa tehnică, veți vedea acolo toate detaliile despre felul în care a fost realizat acest sondaj, care este relevanța lui pentru întreaga populație a capitalei și în minutele următoare, după ce vom comenta aceste rezultate, după ce vom comenta aceste cifre, vom intra în detalii și în legătură cu inclusiv de unde, de la care dintre principalele personaje politice își iau alegătorii acești candidați. De exemplu, există o parte dintre întrebări care ne vor spune care dintre cei care au participat la alegerile prezidențiale de acum 5 ani sau care dintre cei care au participat la alegerile locale de acum 4 ani reușesc să le dea simpatizanților, sunt mai degrabă pentru unul dintre candidați sau pentru altul. Foarte interesante rezultatele atunci când este vorba despre simpatizanții lui Klaus Iohannis, despre simpatizanții lui Traian Băsescu, despre simpatizanții Gabrielei Firea, către care dintre candidați s-ar îndrepta aceștia. Avem astfel de detalii și tot în această seară vom intra în detaliile demograficelor, cum se numesc ele în sociologie, adică vom vedea care dintre acești candidați sunt votați mai degrabă de bucureștenii dintr-o anumită zonă de venit, dintr-o anumită zonă de studii, dintr-o anumită zonă care ține de situația lor socială, economică. Până atunci, stăm de vorbă cu invitații jurnalului în studio, în acest moment, Liliana Ruse, ne-am văzut mai devreme, Cristian Pârvulescu, politologul Cristian Pârvulescu și Ion Bogdan Lefter este analist politic. Bună seara tuturor! Încă o dată, Lili, ne vorbeai despre o schimbare de clasament, o observăm cu toții la sondajele precedente, cel puțin la cel pe care l-am prezentat noi. Pe primul loc era Cristian Popescu Piedone. Cum e acum? Cristian Popescu Piedone la o distanță mare de Nicușor Dan. Da, e surprinzător. Nicușor Dan 37,1% și în sondajul despre care vorbea Nicușor Dan comandat de el însuși, diferența dintre Nicușor Dan și Cristian Popescu Piedone era foarte mică, era mult de 1%. Dar îl punea pe primul loc tot pe Cristian Popescu Piedone. Foarte probabil intrarea în cursă a doctorului Cârstoiu a rupt din voturile pe care le avea.